Salutare toată lumea și bine am găsit aici la un episod. După cum vedeți, cum avem și aici în poză, avem Ștefan 4, un nou album al lui Oscar, după cum bine știm. Din câte știu, trebuia lansat sau nu știu care e faza pe 17 mai, era ceva listă din partea și mă gândeam că atunci se lansează, dar văd că este data cât o fi azi, 26 aprilie și s-a lansat albumul. Deci, în primul rând, înainte să dăm ascultare la album, vreau să clarific ceva. Eu nu sunt fan Oscar, nu ascult așa mult Oscar, mai am câteva piese care le mai ascult prin playlist pe acolo, dar nu sunt fan Oscar. Deci poate că unele, poate că nu o să mi se pară albumul așa tare, poate o să mi se pară așa tare, să vedem, sunt curios și eu. Într-adevăr, am văzut că intro are 5 minute, aproape 6 minute, insane de mult. Deci, oricum știu că Oscar e pe lirică, pe astea. Acum, după cum am zis, dacă nu o să-mi placă, îmi cer scuze pentru fani, care și tot așa, deci hai să dăm drumul să vedem, asta e strict opinia mea, voastră poate să diferă, deci hai să vedem care-i treaba. Sigur o să am câteva piese care o să-mi placă, poate nu o să-mi placă toate, poate o să-mi placă toate, cine știe, poate e un album genial, poate e un album prost. Acum o să vedem, da? Și asta e strict din opinia mea, din strict după părerea mea, deci, rău frumos, hai să vedem. Bine, că albumul ne bagă și într-un fir narrativ, după cum a început. Bine ai venit. Ia loc. Ce așteptări ai tu de la terapia de azi? Nu știu, sincer. Nu cred că am plecat cu așteptare. Spune-mi dacă de când nu ne-am văzut, au apărut ceva gânduri care să te țină treaz noaptea. Vrei să-mi spui ceva despre ele? Sau le lăsăm pentru mai târziu? Vă spun. Te rog. Niciodată n-am uitat oamenii ce m-au ajutat. Niciodată n-am pozat în ceva ce nu sunt de fapt. La un moment dat am rănit și am trădat, dar astăzi lecții învățate după nu s-a repetat. Sunt încă aici căutând echilibru, astăzi la bifuri, unul din ele e somnul meu cu timpul. De ce toți vor o rog la VIP deși nu-s VIP-uri? Simte că se uită în oglindă când îmi vede chipul. Te rog, nu mă menționa în discuții. Am fost copilul cu probleme, acus adultul cu soluții. Nu pot să mă opresc până nu reușesc să-mi întrețin familia din banii pe care muncesc. Sincer să fiu, te fuți în el de succes. Dacă ajungi acasă singur și gânduri te lovesc, parcă ceva nu mă lasă să dorm. Mă simt ușor copleșit când mă gândesc la viitor. Parcă ceva mă obligă să tor, să bag, să trag, să fac ce știu că-mi face rău. Îmi trebuie terapie, ce trăiesc e magic, dar ce probleme am nu se rezolvă prin magie. Mă întreabă când e ziua mea ca să-mi știe zodia. Nu vezi cum trăiesc, fiecare zi e ziua mea. Uită-te la ei cât de ușor renunță. Vor branduri și nici măcar nu știu cum se pronunță. Nevoie de tine când simt că o să cad. Știu că te sun doar atunci când sunt bad. Știu că în ultimul timp te-am neglijat. Vrea să pun pe primul loc, dar baby, voila, nu-i momentul, am intrat în alte păduri. Mă lua personal, sunt doar priorități. E 7 dimineața, sunt în studio. Cine zicea că nu poți reuși fără studii, bro? Toți încep să se schimbe dramatic, să vorbească pragmatic. Frații ajung după gratii, alții se pierd în patimi. Altele te șantajează prin lacrimi. Genul de fete care nu ratează vreun party. Îți prezint realitatea mea. Vor renunța la tot mai puțin demnitatea mea. Când încep ceva de la zero, toți sunt sceptici. Abia așteaptă să râdă dacă o să te împiedici. După ce reușești, tot ei îți aruncă replici de genul: bro, a fost cu tine încă din prima zi. Bro, ai fost împotriva mea încă din prima zi. Nu sunt serios ca să vii, doar atunci când vrei hârtii. Timpul a trecut, s-a schimbat anturalea și-au făcut bisericuțe. Eu am dintai catedrala. Vezi că stai pe tron doar când îmi lustruiești coroana. Tot ce încerc să fac e să-i trezesc ca alarma. Poate palma, nu sunt fidel, dar poate Cuba. Începe să-mi fie răsplătită toată truda. Luam patof din IDM, nu avem bani de supra. Dar de atunci plănuiam ce o să fiu și tot urcam. Din ce în ce mai sus, către ce mi-am propus. Arta m-a sedus, asta m-a adus aici. Baby,
Oh, ce se întâmplă? Ok. Mișto aici. Am luat L-uri după L-uri, atâtea fail-uri, nu-mi dădeau vreo șansa, cu setezi niveluri. Ce-i așa? După nivelul seta de mine, toată industria știe asta, dar nu vrea să confirme. Am trei firme și tot ce pot să spun e că plătesc TVA, că primești avans pe album. Am influența sau dădea cu și nu-i vreo supărare, atunci când văd câte ceva din stilul meu în fiecare. Zici că mă droghez singur, fiindcă trag pentru tot. Am un izvor de cunoștințe, okay. Ăștia spus de dau un băl. Ești la mare, dar faci spume. Nu-ți manelezi, dar după biful din mure. N-ai briceagă, l-ai cutter, vezi că tragi numai pe cancer, wow. E nou wave, nu o să simți din prima. Mă fut în succes, asta îmi spune inima. În loc să învețe să cânte live, au învățat mima. Oricum nu mă surprinde la că sunteți de clown. Scuze de intro, de fapt albumul e spiritual. Sunt sigur că nu o să rupe pentru mine și fan. Am observat că nu prinde cei diferit și real. Asta vreau să mă retrag și am 21 de ani. Nu e normal, man. Atâtea piste care fac să văd din scandal. Atâția fost care pleacă în timp ca șcapal. Nu înțeleg ce zice. Ok, stai să punem pauză. Asta a fost intro, un intro foarte lung, dar a fost din două părți, din câte am observat. Din câte am observat. Deci am avut prima parte în care nu mi s-a părut piesa, avea într-adevăr un beat pe spate și vorbea el acolo. Și după avem a doua parte în care am avut beat switch-ul ăla când m-am mirat și eu și a fost piesa într-adevăr. E lung albumul, e lung intro, pardon. Și albumul mi se văd că este cam lung, m-am uitat. Mai avem încă o piesă de 5 minute, gen, wow. Ce am observat la album este că toate piesele încep cu literă mică și e gen, pare ciudat, știi ce zic? Chiar pare ciudat. Ok. Părerea așa, începe greu. Oricum, începe mișto, e ceva inedit într-adevăr, dar începe greu. Ok? Începe greu. Este un, cum a zis și el, pe o strofă, album spiritual, da? Pe un vers, album spiritual. Și că el face dume pentru minte bleagă, că... Că ea cu minte bleagă nu înțeleg. Probabil eu să fiu ăla cu minte bleagă, dar trecem mai departe, da? Inexplicabil, da? Hai să vedem. Am fost primul temul și stai în argument. What? Asta e Oscar. Simte templus, ești în largul meu. Sunt ce nu sunt, ești în patul meu. Oh, baby, yeah. De ce a început așa, oh, din primul? Baby, inexplicabil. Yo, who is this? Uit în jurul meu, văd visul. Faimă și relație, urăz mixul. A trebuit să pierd bani ca să câștig bani. Asta-i drive-ul, vrei să reușești, trebuie să-ți asumi riscul. Inelui croaz, ating suta, zici că-i dați. Vreau doar să nu mă uitați, vreau doar să nu vă tripați. Toate vor să mă fută doar pentru lifestyle-ul meu. Copii, nu faceți ce când, stai, e doar sfatul meu, okay. Mai sunt ca înainte, ăsta-i o schi updated. Ce când ți-e outdated, n-am putut-o și atât ai dated. Am spart niște bani până am zis hold up, I gotta save it, știu sentimentul că z-a made it. Conversații cu un frate pe FaceTime despre cât de simplu e să pierzi tot ce ai. Începe să se confeseze, dar astea nu-s chestii de zis pe piese. E vorba despre traume intense. Yeah. Am fost primul temul și stai în argument. Simte-te în plus, ești în largul meu. Sunt ce nu sunt, ești în patul meu. Oh baby, yeah. Oh baby, inexplicabil. Slow, nu am control. Simt că fac jumătate din ce pot. Nu mai stau să mă cert. Sunt curios să văd ce o să câștig după ce te pierd. Nu, nu, firea, când te pis cu firea. Vrei să
faci legea ca firea, iar mă cer sfira. Un frate mi-a zis nu merge peste tot firar. Nu le dam ură în gură, dar totuși fii clar, fiindcă am atât de multe chestii de zis. Parcă mi-am creat din viața asta propriu paradis. Orice vers pare dis, ciulește urechile. Lumea se atacă când nu poate să accepte facturile. O schi nu poate să accepte fake-urile. Fatu, spune-mi dacă ești gata să-mi respecti regulile. I get high, fiindcă-mi place să evadez. Dar cel mai mare high pe care îl simte când iubesc. Îndrăgostit de două fete trebuie să mă ascund. E un triunghi amoros, trebuie să o văd din orice unghi. M-am săturat de teste, ce paradox, de când m-am ridicat totul începe să se așeze. Yeah. Am fost primul temă și ăsta e un argument. Simte-te împărăsit în largul meu. Sincer nu sunt, ești în patul meu. Oh baby, yeah. Oh baby, inexplicabil. Sim, slow, nu am control. Simt că fac jua din ce pot. Nu mai stau să mă cert. Sunt curios să văd ce o să câștig după ce te pierd. Oh baby. Ok, am avut a doua piesă, Inexplicabil, care are pe cineva în future. Vreau să zic că e Ștefan Costea, da? Mie să nu zic o prostie. Mie să nu zic o prostie, dar de ce nu zice aici că e future, gen? Nu vreau să zic o prostie. Nu vreau să zic o prostie, deci mai bine atac. Ați uitat și am zis, ok? Gata, ok. Inexplicabil. Din nou, n-am mai type. Mie îmi place ceva mai energie, mai genul ăsta. Oschi e un artist liric. Eu nu ascult, eu nu prea ascult piese pentru lirică, dar într-adevăr a avut câteva versuri acolo reale în care am mai făcut și eu, am zis ok, alea care mi-au atras atenția, ceea ce e wow, e foarte bine, dar la fel, n-am mai type of song. Prea calm, ceva de genul, știi ce zic? Ok, deși eu sunt o persoană calmă, parc piesele să fie puțin mai agitate, știi ce zic? Hai să vedem, next, numărând victorii. Sigur, până la final o să fie o piesă care o să-mi placă, sper. Ceva care să lumească tare, cu beat, cu tot. Hai să vedem. Două pe față, știu ce credeai că m-ai văzut prima oară. Nu-mi dădeai nici cea mai mică speranță. Acum plus să banii sunt doar urmări. Sunt prea multe cântări, nu e timp de o vacanță. Început promițător. Îmi pun lanțul în pahar, să mă băutură gheață. Am hit-uri fără refren, nu mă vezi în bif, o să mă vezi în lemn. Nu o să-i scriu dacă am alcool în sistem. Bă, cât sunt la fel, doar țipă altfel. Dar asta n-am un gen, sunt prea rebel. În afară de mărci, nu accept comenzi. Sunt tânăr, trebuie să mă distrez. Dar nu sunt erou, nu pot să te salvez. Orice am vrut acum am de ce să mai visez. E îndeajuns o seară cu noi ca să pot să o pierd. Și iar mă prizori, număr în victorii. Simt că ating ori, n-ai cum să mă vezi. Și mă iau fiori, fiindcă mă simt lonely. Deși am ce mi-am dorit, nici nu mă stresez. Și iar mă prizori, număr în victorii. Simt că ating ori, n-ai cum să mă vezi. Și mă iau fiori, fiindcă mă simt lonely. Deși am ce mi-am dorit, nici nu mă stresez. Am in un mood, când ies din club, mă urc în cupa. Okay. Și încă nu mă mulțumesc, o vreau mai mult, și tot îmi e greu să iubesc, dacă mă lupt, okay. Nu mă atașez mecanism de apărare, nu le răspund, nu le dau validare. Nu sunt oarecare, spui că nu te vinzi, doar că ți se vede în spate codul de bare, ok. Și vorbe goale, dacă-ți fac greu renunță și la oameni. Haide să îți spun de ce sunt în stare. În stare să omor dacă vrea să te omoare. În stare să-mi fometez dacă ți-e foame. În stare să găsesc în suflet iertare. În stare să mint pentru un adevăr și mai mare. În stare să fac fără vreo ezitare. În stare să pun și munții în mișcare. În stare să fac totul pentru un frate. Dar el nu ar face-o și doare. Și iar mă prind. Număr în victorii.
ce mi-am dorit, nici nu mă stresez. Wow. Ok. Cred că avem tranziție, după cum sună, doar că pe YouTube Music este aia de milisecunde, gen. Cred că este o tranziție aici, nu? Așa mi s-a părut, gen, cum s-a terminat asta și cum a început, doar că, cum am zis, pe YouTube Music este o tranziție. Poate următoarea reacție o facem pe Spotify, că sună mai bine, gen. Sună, gen, poți să... Ia, stai numai puțin. Numărăm victorie. Haide, mă, ce ai? Da, e tranziție aici. Ok, ok. Ok, ok, nice. Un punct în plus pentru asta. Numărăm victorii. Cum am zis, îmi place genul de piese mai high, mai haotice. Am cerut și mi s-a dat. Ok. It's a lot of my style. E mai mult pe stilul meu. Nu mă dă pe spate, vă zic sincer, nu prea mă dă pe spate, dar este mai mult în area mea de ascultare. Ok, good job. Acum avem Rămân Focusat. Băi, dar piese lungi, mă, pe albumul ăsta, 4 minute. Hai să vedem. Deci avem și tranziție. Prima tranziție te-am observat-o. Poate a fost și la asta, dar nu ne-am observat. Aici am observat. Să ne mutăm pe Spotify să... Nu, ne mutăm așa. Am glumit, mă, ziceai. Dar avem tranziție, ok. Hai să vedem, rămân focus. Ok, stai că nu mai știu să fie MGL pe piesă, trebuie să mă pregătesc atunci. Ok. De unde provin, de asta când îndoruți și vor și obțin. Am nevoie de mai mult, parcă toată lumea alergă după statut. O să fac tot ce-mi doresc, trebuie să înfrunt problemele, nu să mă feresc. N-o să intru în amânte, îi fac să mă asculte, fără să gândesc pe cuvânt piste sau produc sute. Am avut o zi mai proaste și nu am avut, dar nu te grăbi să ne cânti, că ai trecut prin greu și că ai trăit multe. Sunt captiv. Unde? Ăla de lângă tine vrea să te înfunde. Nu mai pune nimeni pe spălăruri mărunte. Și ăștia doar să facă vor să te ajute. Loialitatea-i un tatuaj, iubirea-i un citat. Fericirea-i un mic și falsitat, un stil de viață ce ciudat. Îmi reproșează mult prea mulți că m-am schimbat și ce fac nu mi-au înțeles. Hasărul de fapt. Vreau să profit de moment și să trag pot acum, fără să mă pierd pe drum. Focusat să mă mențin și nu am de gând să mă mulțumesc cu puțin. Am uitat de unde provin, de asta când îndoruți și vor și obțin. Am nevoie de mai mult, parcă toată lumea alergă după statut. O să fac tot ce-mi doresc, trebuie să înfrunt problemele, nu să mă feresc. Am de 10 ori mai mulți bani decât anul trecut, de 10 ori mai mult succes decât anul trecut, de 10 ori mai mulți fani decât anul trecut. Sunt de 10 ori mai trist decât anul trecut. Acestea fiind zise, fii atent la ce numești vise. Fiindcă e posibil să se întâmple, nu sunt fericit, am bani de unde cumpăr un zâmbet. Nu mănâncă nici rude, prefer gesturi mărunte. Nu voiau să mă ajute, am urcat trepte multe. I-am făcut să mă asculte, acum toți vor să cânte. Iau droguri și iau târfe, doar că vexează sute. Nu mai intru în amănunte, fiindcă o să creez dispute. Mai zic doar un lucru, ai un hit, două, trei. O să dispar, tu nu faci trep, e manea pe A2A. 10 ani de când o fac, deja devin OG. Flair când îmi văd contul de economie. Mă simt ca un supererou, zici că tata este în lead. Purtam Zara, acum Zara pentru mine e lui V. Tot ce scriu e cu substanță, n-am nevoie de substanțe. De personaje false sau de părerile voastre. Nu-s normal în interviuri, fiindcă sunt introvertit. Știu că așteaptă să-mi o facă la momentul potrivit. Nu știu dacă e paranoia, am dreptate sau sunt prost. Cum derup atâtea scene chiar dacă sunt anxios. Rămân focusat să mă mențin și nu am de gând să mă mulțumesc cu puțin. Am uitat de unde provin, de asta când îmi doresc ceva și obțin. Am nevoie de mai mult, parcă toată lumea alergă după statut. O să fac tot ce-mi doresc, trebuie să înfrunt problemele, nu să mă feresc. Rămân focusat să mă mențin și nu am de gând să mă mulțumesc cu puțin. Am uitat de unde provin, de asta când îmi doresc ceva și obțin. Am nevoie de mai mult, parcă
că toată lumea alergă după statut. O să fac tot ce-mi doresc, trebuie să înfrunt problemele, nu să mă feresc. Oscar. Ștefan. Asta o rezolvăm. Spune-am în ce context te-ai întâlnit cu conceptul de nedreptate. Păi am avut de-a face cu asta de când eram mic. Și totuși eu am fost ok, adică am văzut prin ce situații au trecut prietenii mei. Vreau să vorbesc puțin despre fratele meu. Wow, ok, stai puțin. Vreau să vorbesc puțin despre fratele meu și vine fratele meu, vine de droguri. Bun asta, ok. Deci, văd că se leagă piesele de piese, gen. Și gen, și tranziții și pe... Wow, asta mi se pare wow, ok. Ok, până acum ai bine. Deci rămâne focusa cea mai bună de până acum. Poate are și un punct în plus că îl conține pe MGL și mi-e place MGL, dar a dat-o bine MGL. Pe refren, poate... Refrenul încă mai trebuie să mă obișnuiesc cu el, dar pe strofă și MGL și Oscar. Chiar mai bun Oscar, parcă. Dar avându-l pe MGL, un punct în plus. Ok, nu mă așteptam la asta. Rămâne focusa cea mai bună. Rămân focusa, nu rămâne. Cea mai bună până acum. Și partea de final. Hai să vorbesc puțin despre fratele meu și vine pisa, fratele meu vin de droguri. Wow, bun, ok. Hai să vedem. Frate-mi vinde droguri, i-am zis, poți să faci banii și în alte moduri, dar nu. Frate-mi vinde droguri, a început cu jumici, vândute printre blocuri și nu-l judec, pentru el a fost o necesitate. Mă s-a amurit de mult, sui dependent de aparate. A văzut diferența de clasă din primele clase, când colegii râdeau care hainele răbciugoase. Un golan mai mare l-a făcut săgeată, vindea pentru el și primea procent din marfa. Astăzi bani până și-a luat 10 G-uri cu 400, le-a vândut 600, fă cu profit 200. Și tot așa, și tot așa, și tot așa. Și banii vin. Cu cât îți iei mai mult, cu atât e mai puțin. Frate mi-o vinde droguri și nu mai dă doar iarbă. Deja are totul, coc, SMD, boabe, chei, tot ce vrei. E fericit că-i faimus în cartier și are lei. Pizdele-s după el, combină orice baga poantă, fiindcă are papagal și marfă nelimitat. Garda a prins-o pe una și asta sifona la gardă. De atunci, frate mi-o n-am mai văzut-o niciodată. Simțea că e filat, dar credea că e tripat. Mi-a zis iPhone-ul meu e ca albumul tău, ascultat. Prima oară am râs, nu era de râs. În două săptămâni era dus. L-au săltat când avea în casă 10 kg. Pus câteva arme, să fiu precis, două pistoale. A primit 15 ani cu executare. Albă ia de bani, gata, a lovit mortal o femeie în parcare. I-au dat 5 ani cu suspendare. În plus am auzit că maică stai judecătoare. Frate mi-o vindea droguri, era doar un copil. Justiția e oarbă, doar când închide ochii. Era? Asta e povestea. Ce zici, Ștefane? Lasă-mă pe mine, tu ce zici? N-am mai vorbit de mult. Și eu număram azi și mi-am dat seama că mai are 5 ani de stat. Mai ai puțin, mă rog. Am studiat pereții ăștia pe aici și mi-am dat seama că am alergat după bani pentru libertate. M-am pierdut și sănătatea. Și uite-te la mine acum. Nu cred că mai are rost să vorbim despre libertate. Așa că ai și tu grijă cu alergatul ăsta. Vizualizează bine, bine ce înseamnă să vrei totul. Alergat prea mult spre succes am. Alergat prea mult spre succes am. Încercat să nu mă îndrăgostesc. Am făcut ce am putut să evoluez. Acum totul se adună și începe să facă sens. Vreau totul, vreau să am totul. Vreau să fie al meu jocul. Vreau să am totul. Vreau să fie al meu jocul. Cred că am găsit antidotul. First things first, vreau un mansion pentru mama. Nu vreau trebuie să fiind ca tu cu ele drama. Toată viața mi-am dorit să-mi vin teama. Karma e o târfă, una mai mare, faima era în varză. Credeam că n-o să reușesc vreodată. Dar dacă nu-ți dai o șansă, atunci cine să o facă? Vreau o viață izolată, vreau o fată asumată. Dacă mă ambiționam, le dădeam pe amândouă deodată. N-aș putea să-mi servici de la 9 la 5. Ăștia cred că au un rol, nici măcar n-au replici. Pot să jur că mă simt blocat într-o. Am prea mulți inamici, sunt prea mici și prea cringe. Aveam 18, eram bătut în cap, în crezut. Credeam că mi-am găsit iubirea vieții de atâncă. Ce riscuri mi-am asumat, câte luri am luat. Cu ce frați m-au trădat, jur că toate m-au format.
info, am probleme, doar timpul le rezolvă. Dacă am învățat ceva, totul e full circle. Aia care-mi dădeau hate când aveam 12 ani sunt aceiași care-mi zic acut, știu de la next star. Mi-a lăsat toți demonii în urmă. Îmi iau motivația când văd cum publicul urlă. Dacă nu reușeam, eram în alte locuri. Probabil vindeam cu fratii mei droguri. Am alergat pe mult spre succes. Vreau totul, yeah, vreau să am totul. Yeah, vreau să fie al meu jocul. Yeah, cred că am găsit antidotul. Yeah. Nouă tranziție? Nu, nu avem, ok. Deci, frate, mi-e vin de droguri. Păi că se... avem două piese într-una, cum a fost și intră o priorități, avem două piese într-una. A început, cred că prima parte a fost o povestită în care nu știu dacă e o fi reală sau nu, oricum, dacă e reală, auci, din taf, ok. Și a doua vine o piesă într-adevăr. Prima nu prea zice că e piesă, e pur și simplu o poveste, da? Cu un beat pe fundal și atâta. După vine partea aia cu convorbirea aia, da? Care, ce a convorbit acolo cu frate-su, că vinde, că frate-miu, frate-su nu chiar frate-su de sânge, prin prieteni, așa. Și după vine partea asta, piesa într-adevăr, a doua parte. Care a fost ok, nu m-a spart, dar a fost ok. Ok. Deep albumul până acum, deep. Schimbări, da? Și asta tot 5 minute bănuiesc și asta că o să aibă două piese. Bănuiesc, ok. Hai să vedem. În întâlnirile noastre, ți-ai exprimat de mai multe ori dorința de a te maturiza mai repede. Corect? Da. Mă uit în poze vechi, trăiam altfel. Parcă totul s-a schimbat complet. Maturizarea are un impact iminent. Asta cu mulți cu care am fost ca frații, nici nu mă înțeleg. Vrei să pierdem timpul sau să facem ceva productiv? M-am distanțat fiindcă devenea mult prea destructiv. M-am săturat de târfe și droguri. Încerc să-mi iau boost-ul de dopamină din alte locuri. Ai rămas blocat în loc să evoluezi și să înveți. Asta încă faci ce făceam când eram adolescenți. Jur că mă simt de parcă sunt alt om. Partea proastă-i că mânec în dezamăgiri și alcool. Nu mă voia când dădeam în parc cu freestyle. Acum e fiartă după mine doar pentru că sunt în prime. Am dat odată în cinstea zilelor în care eram jos. Mi-a zis că nu crede în fantome, de asta după i-am dat ghost. Acum banii se simt de parcă sunt nelimitați. Banii arată ce intenții reale au mulți frați. Acum ce vreau îmi permis să nu-mi pese de păreri. N-am nevoie de tine dacă nu ofer cât cer, yeah. Nu mă stresa, nu mă stresa. Ascult ce-mi spune familia, femeia și inima mea. E genul de situații care mă fac să mă întreb de ce o fac. Că a trebuit să plec, ai zis-o și tu. M-am schimbat, I gotta go. I gotta go. I gotta go. Nu pot sta într-un loc toată viața nouă. Oh. Chiar dacă se lasă ceața vouă. Și dacă mor mâine, spune că am lăsat ceva. Și dacă rămân ori mâine, sper să nu mai văd cumva. Nu sunt sigur. Însă tu știi că terapia nu este o magie. Este un proces. La fel este și maturizarea. Tot un proces. Vine în timp, descoperi valori noi la care înveți să te raportezi. De multe ori am dat cu piciorul la multe chestii doar din cauza faptului că poate n-am fost destul de matur și poate am tratat multe chestii ca pe un joc. Okay. Și cum te face asta să te simți? De la parte. Să zic din altă perspectivă, una introspectivă. M-am obișnuit că nu toți o să mă înghită. M-am obișnuit că lumea o să mă tot mintă. M-am obișnuit că tot se schimbă. Dar mă schimb și eu și tu și el și ea. Și avem altceva față de ce voiam deja. Ok, am schimbat lei, euro și dolari. Am schimbat atâția bani, dar nu m-au schimbat banii. Râd când îmi amintesc de unele momente grele. Și de cum credeam atunci că nu voi trece peste ele. Apoi mă gândesc la alte momente grele, la alea care lasă semne, încă le simt prin piele. Când eram mic, mama mi-a zis, fii
mai bun cu alții. Ne auzisem bine, am înțeles, fii mai bun ca alții. Fix asta am făcut. Sunt cea mai bună versiune a mea, dar încă am baguri. Doar eu mă pot ajuta, nu mă aștept să o facă altul. Se joacă în părul meu și mă întreabă ce aș fi făcut dacă nu mergea cu rapul. N-am nicio idee, răspunsul la această întrebare îl voi avea de-abia în viața următoare, dacă există una. Viața nouă, cu ai mei, chiar dacă se lasă ceața, wow. Și dacă mor mâine, spune că am lăsat ceva. Și dacă rămân ori mâine, sper să vă mai văd cândva. Maturizarea este un proces conștient. Este un proces conștient, nu aștepți că vine. Ok, good. Am acționat prea imatur. O fi de vină lifestyle-ul ăsta nebun. O fi de vină banii pe care i-a adun. Sau faptul că nu mă țin de cuvânt. Nu vreau să dezamăgesc pe cine iubesc. Nu trebuie să mă-mi pot molesc. Trebuie să cresc. Orice experiență proastă e un test. Înseamnă că acu dau restanțele. Dacă totul vine cu preț, acu primesc chitanțele. Nu te iubește. Iubește hainele scumpe, restaurantele, vacanțele. Greșeli pe care le-am făcut neintenționat. Doar că nu le-am menționat, de asta nu sunt resemnat. Se lungi alcool când mă mai omor. Beau direct în dormitor să n-adorm în hol. Nu țin cont de urmări, îmi bag joc de viitor. Ai încredere, n-o să mor, doar trec prin schimbări. Tranziție cumva? Nu, ok. Schimbări. M-așteptam să fie două piese, au fost trei piese. Trei piese asemănătoare toate între ele. A fost partea aia. Când îți dai seama că se schimbă piesa pe asta, partea aia cu maturizare, că e un concept, că ce e... Da? Nu concept, ce a zis, nu mai știu. Așa. Au fost trei piese într-una. Piese asemănătoare, cum am zis. Ok, până acum, după cum am zis, Not My Type nu e genul meu de album, dar este deep, ok? Pentru un ascultător Oscar, cred că este un album bun, ok? Hai să vedem, 1 la 1000. Dacă nu mă înșel, asta e cu Ian. Parcă am auzit ceva, că ce că asta e cu Ian. Nu știu unde, parcă pe top, așa, pe YouTube. Nu știu, pe TikTok, nu știu. Hai să vedem. Fac un time, zici că mă joc la loterie. Credeam că în viață era vorba de chimie. Ce trăiesc acum era o fantezie. Mă trezesc, mă simt ca 1 la 1000. Le-am arătat ce înseamnă să nu creadă în mine. Le-am arătat că pot să o fac și să mă știe. Și înainte o coleam fără rușine. Acum cere anturajul, spunea că mă susține. Multe vorbe fără sens, multe drumuri fără stres. Multe fumuri fără flex, sentimentul fără sex. Repetau în fața mea cum o să ajung și n-o să cresc. Am bătut palma cu frate, am știut că reușesc. Dau de mine, văd în față decât drumul spre succes. Merg pe stradă cu brigada, are 200 în deși. S-ar pe umă niște fete când ajunge la concert. Nu pun botul în ce vorbește, mă gândesc cum să mulțesc. Nu știu de unde vin, știu unde mă duc. Mă vor pentru ce fac sau pentru ce sunt. Ăsta e tot build-up-ul gen. Ok. Mă vor pentru ce ofer sau pentru ce aduc. Când m-au cunoscut, eram cunoscut. Multe nopți albe, cât trebuie să aleg. Cât trebuie să aleg. Simt că sunt target, simt că sunt. Mă uit în spate.
spate, văd tot ce am ajuns. Lipsurile m-au motivat să țin de sus. Trebuie să mă focusez, ăștia așteaptă să greșesc. Parcă mă iubește doar atunci când trebuie să plătesc. Vine drop-ul, băi. Multe vorbe fără sens, multe vorbe fără sens. Multe vorbe fără, vorbe fără, vorbe fără. Acum fac un time, zici că mă joc la loterie. Ăsta-i drop-ul, mă? Credeam că în viață era vorba de chimie. Ce trăiesc acum era o fantezie. Mă trezesc, mă simt ca unul la o mie. Le-am arătat ce înseamnă să nu creadă mine. Le-am arătat că pot să o fac și să mă știe. Și înainte o coleam fără rușine. Acum cerea curajul, îmi spunea că mă susține. Indiferent de casă, simt că nu-s acasă. Nu există să fac ceva și să nu-mi iasă. Lay low într-un Veyron, le dau K-O ca pe K-Hall. O pistă cu mine pe post de decor. Am găsit formula lui, îi se mi-l dă. Eram doar eu cu Ian, aveam muncă ca de plan. Am dat sound-ul noului val, n-am fost cândva vorba de bani. O fac de un deceniu, am trecut destul timpului. Trupa arată bine, meritul chirurgului. Dă-mi un hotel pentru Tova de Count, tot nu sunt destule paturi. Într-o săptămână am avut 4 show-uri și tot nu m-am dat în spectacol. Târg fost unul la o mie, azi sunt unul la o mie. Târg fost unul la o mie, n-are ce să-mi zică nimeni. Fac un time, zici că mă joc la loterie. Credeam că în viață era vorba de chimie. Ce trăiesc acum era o fantezie. Mă trezesc, mă simt ca unul la o mie. Le-am arătat ce înseamnă să nu creadă mine. Le-am arătat că pot să fac și să mă știe. Și înainte o coleam fără rușine. Acum cere anturajul, îmi spunea că mă susține. Ok, 1 la 1000. Primul rând foarte lung, am așteptat foarte mult timp pentru beat drop. Ok? Și n-am fost așa mult bun, așa bun drop, părerea mea, dar ok, I'll take it. Avem și am pe piesă, cum am zis bine. Sună, parcă sună maturi am pe piesa asta. Gen, și ca voce, și ca atitudine, și ca versuri. Gen, s-a adaptat bine la stilul Oscar, asta vreau să zic, ok? Oscar, bun și el. Refrenul, lasă, mai trebuie ceva timp să mă obișnuiesc cu el, dar am așteptat foarte mult pentru drop. În 1000, da. E ok piesa și asta. Vulnerabil, ok? Hai să ne... Nu înțeleg de ce... Ok. Ok. Nu înțeleg de ce nu zice feature-urile. Feature-urile. Da. Hai să ne... Ok, cu de vină. Vreau să vorbesc despre infidelitate. Despre cum mă găsesc în relații stabilitate. Despre cum sunt indecis și vreau câte un pic din toate. Despre cum sunt în dezacord cu tot ce spuneam azi noapte. Azi noapte ți-am promis că îți ofer totul. Azi mai degrabă cred că undeva e o minciună, iar eu pun botul. Când mă macină ceva nu pot mima confortul. Miros și apar un bărbătesc, dar nu-i al meu Tom Ford-ul. Pentru mine asta-i totul. Nimic nu te dă peste cap, chiar dacă banii mei fac backflip-uri în conturi. Și nu zic că eu-s fără de păcat. Poți să dai vina pe comportamentul meu deviant. Când mă vezi coboră dintr-un Benz negru, m-a decons din cap până în picioare. Cum să nu fiu arogant? Dar hai să spun un adevăr absolut valabil. E greu să faci bani din a rămâne vulnerabil. Ok? E o prăpastie între noi. Cât ploie vreme de goi. Am paria băgată când știi. Iar acum văd cum îți iei zborul. Nu crezi că doare să văd cum zbor din orbita mea. Crezând că ajungi la soare. Spus ce ești pierdut în spațiu cu o singură întrebare. Oare trebuia să stau până la final? N-ai dat un semn, dar nu mai e de mult semnal. Te uiți la Saturn, îți amintești cum vorbeam de inele. Spre
că ești mândră, acum ești una dintre stele. Cred că ai pe cineva, încep să văd ceva diferit în privirea ta. Nu pot să mă ascund, dar la asta s-a ajuns. Tot ce faci să-mi reproșesc că nu sunt de ajuns. Nu sunt de ajuns, vreau nu sunt de ajuns. Tot ce faci să-mi reproșesc că nu sunt de ajuns. Sunt doar un contrapunct și un om secret. Realizând că era mai bine dacă mă lăsai să plec. E o propaste între noi, cât ploie. Ok, vulnerabil. Am avut aici și o voce feminină, nu știu cine e într-adevăr, cât are frenul. Eu da, s-a potrivit pe piesă, a fost a good choice, dar adică și Oscar a fost bun, dar nu știu mă, nu mi-a trezit niciun sentiment, adică mi-a trezit mă, niciun sentiment, nu-i, da, man my type, nu? Ok, până de... Hai să vedem. E greu să facă lucrul ăsta. Și atunci mută cumva, transmută de fapt, către substanță. Dar care-i faza? Care-i faza cu convorbirile astea cu psiholog? Nu? Cu... Cred că asta e, nu? Către jocul, relații, ca să mai păstreze din stat... Dacă știți cineva să zică. Că nu știu, chiar nu știu care-i faza. Nu ai responsabilități. Spune-mi... Tu în ce etapă te consideri? Dacă îți este ușor sau greu să treci de la o etapă la alta sau dacă ai trecut? Toți frații mei au adicții, obiceiuri care nu se opresc oricât tragi cu dinții. Unii dau vina pe muzică, alții pe anturaj. Unii spun mai lasă-le de parcă e ușor să o faci. Toți suntem dependenți de dependențe, fie că e vorba de droguri, bani, status sau strențe. Realitatea e prea grea, rău să evadezi din ea. Dar când mă întorc la loc mă simt de parcă sunt altcineva. Mult prea multă gălăgie în cap de ceva timp. Consecințe mă prefac că nu le văd și simt. Pahar după pahar, gram după gram, ajung la ce concluzii nu voiam să aud când le spuneau oameni mai mari. E noapte acum, fac un drum, stau cu frații, îmi zic minciuni. Nu prea-mi pasă de urmări, vreau să mă simt bine acum. Dependent să facă rău, așa simt ei iubire. Ești dependent să nu depinzi de tine. Mă simt ca un prost, fiindcă fără mă simt prost. Nu-mi pasă de cost, pune marfa jos. Mă uit pe stradă în jurul meu, toți își caută scopul. Toți suntem dependenți, mulți nici nu știm de ce drog. O, Doamne, sunt prea tânăr ca să plec. O, Doamne, sunt prea tânăr ca să plec. Știu că o să te pierd dacă continui așa. Știu că o să mă pierzi dacă continui așa. Deci în ce sens are să aștept? Spune-mi ce sens are să întreb. Știu că o să te pierd dacă continui așa. Știu că o să mă pierzi dacă continui așa. Rănește finalul, îmi joc soarta la zaruri. Tu pacă mine camaru, eu trag ea în ghitezanuri. Credeam că mi-o tratează, doar îmi agravează rana. Îmi face iluzii, fata mea, zici că-i fata Morgana. Îmi tot promit că mă schimb și mă mint, yeah. Nu vreau să team, că-și distrug orice ting, yeah. Tot ce vrei să petreacă nu e așa deep. Își ia vibe-ul dintr-un plic, cine s-o să intersec. Dependent de banii, hănesc orgoliul la nesfârșit. Dependent de telefon, stau pe el și nu fac nimic. Dependent de muncă, nu mă opresc deși sunt obosit. Sunt dependent de tine, nu cred că sunt drăgostit. O, Doamne, sunt prea tânăr ca să plec. O, Doamne, sunt prea tânăr ca să plec.
Știu că o să te pierd dacă continui așa. Știu că o să mă pierzi dacă continui așa. Deci zi-mi ce să sare să aștept. Spune-mi ce să sare să întreb. Știu că o să te pierd dacă continui așa. Știu că o să mă pierzi dacă continui așa. Dependent de banii, hrănesc orgoliu la nesfârșit. Dependent de telefon, stau pe el și nu fac nimic. Dependent de muncă, nu mă opresc deși sunt obosit. Sunt dependent de tine, nu cred că sunt drăgostit. Ok, dpnt înseamnă dependent. Ok, deci ăsta este sensul ascuns al cuvântului. E, vezi că la final mi-a dat-o bine refrenul, dar până atunci nu mi-a dat. Și strofele sunt ok, da? La final chiar mă prinde refrenul. Sună bine, sună melodic, da? Adică toate piesele de pe album sunt melodice și lirice, da? Ok, hai să vedem. Next, Ombra. Care are doar un minut, spre surprinderea mea, care avea piese de 6 minute, 5. Hai. Să vedem care e faza cu asta de are doar un minut. Te-am auzit vorbind despre ego, care el în sine nu e ceva rău. El ne protejează, e asociat cu sentimentul ăsta de stimă de sine. Însă, în măsura în care devine dominant, îl poți percepe negativ. Și te determină să ignori nevoile altora. Și vreau să te întreb pe tine cu privire la acest ego. Dacă te-ai surprins vreodată în mod voit, mințind, înșelând sau trădând încrederea cuiva? Din păcate, da. Și pe lângă asta, de multe ori m-am trădat și m-am mințit pe mine. Nu știu, parcă e ceva în mine care mă convinge să fac tot felul de chestii care știu că nu sunt bune, de fapt. Nici nu știu cum să o numesc. Umbra. E exact ca o umbră, da. Ok, asta nu a fost piesă, ok, dar avea sens. Umbra, gen. Ego întunecat. Ok. Ok, am avut tranziție, da. E fix același bigen. Da. Ce de primul merge? Oricum avem că e fix același beat. Dar de ce nu le-a băgat, de ce le-a băgat diferit și nu a făcut cum a făcut până acum, în gen, să fie aceeași piesă? Ok, nu știu de ce, dar... Hai că vedeți. Fac până adorm într-un zi, crei un kiss. Sună așa
bine, zici că mă fut cu gama. Îmi fac destinul după bunul plac, zici că mă fut cu karma. Vine clonți când o chem, zici că mă fut cu arma. Am un curaj așa mare, zici că mă fut cu teama. Vezi, tu nu suntem la fel. Crucea întoarsă pe frunte și tot primez mai mult decât vreau sau cer. Nu vreau yes man, mă mulțumesc cu un om sincer. Tot ce vreau e să nu mă vedeți drept un model. Era mult de idei. Tot ce vreau e să trăim frumos. Tot ce vrei tu e doar să tragem chei. Rocking this box, dar jeans. Dau bani mulți pe droguri, altfel nu rezist. Și o s-o fac până adorm într-un secret, un kiss. Am atâtea de zis de făcut. Am atâtea ascunse în trecut. Am atâtea de făcut. Am atâtea, am atâtea și tot vreau mai mult. Am atâtea de zis de făcut. Am atâtea ascunse în trecut. Am atâtea de făcut. Da, ce a făcut bicurile? Îmi place. Ok. Oh, stai. Ok, stai. Holy, da? Vreau să zic că mi-a plăcut băiatul ăla, chiar arată bine. Nu știu cine e, într-adevăr, dar sună bine. Dar overall piesa nu știu ce să zic despre el, că a zis ceva de cruce întoarsă și... Nea, mi s-a tăiat firul. Ok? 2. Care văd că are același beat ca Holy. Care-i faza? Deci toate astea trebuie să se leagă între ele. Care-i tăla? De ce nu l-a băcat pe toate într-o piesă, să fie o piesă de 6 minute? Vor să stea cu mine în casă și să-mi bage mâna plete. Fete, am ar putea în sistem de mult. Ai mei să plec și să te mult. Poate ăsta e un sens, o las. Mai mare, dar nu reața ușor cum pare. Ok, deci 2. Umbra, Holy și 2. Sunt legate între ele, aceeași piesă. De ce nu le-a băgat pe toate într-o piesă? Și care-i treaba? Umbra, Holy 2. Umbra 2, Holy Umbra. Nu înțeleg aici care-i treaba. Umbra partea grea, partea întunecată, Holy zice ceva să nu fim ca el și 2 este decât băiatul ăsta care zice. Nu știu aici care-i fază, de ce n-au băgat pe toate într-o melodie. Poate era prea lungă, dar nu cred că era asta o problemă. Era că 6 minute. Da, nu știu care-i fază. Ok. Simt, am ajuns și la final. Outro, simt că banii ne fac rău. Hai să vedem. Și chiar așa e. Chiar banii ne fac rău. Dacă n-am fi bani, ar fi o viață foarte peaceful, foarte liniștită. Dar hai să vedem. Iartă-mă, mamă, scriu asta cu lacrimi în loc de cerneală și cu durere în loc de pană. Aș vrea să știi că încă te văd, aș vrea să mă vezi și tu. Ți-aș fi spus atâtea dacă știam când vine sfârșitul. Trăim într-o lume rea în care toată lumea profită de bunătatea ta. Și toți te-ar omorâ pentru mai mult decât au. Când eram la pământ, prietenii unde erau? Se fereau, evitau să-ți ofere alinare. Tu se gândesc la bani de parcă-i singura cale. Zim ce faci când ai toți banii pe care cineva poate să-i ceară. E cea mai mare vilă, dar casa e goală. Atât de mult spațiu și tu nu-ți găsești locul. Abia atunci realizezi banii, nu cumpără totul. Tu crezi că te-ai simțit diferit dacă ai fi milionar? N-ai fi așa special.
special sunt milioane de milionari. Mă doare când văd că n-apar, observ că nu vrei să repar. Îmi simți mult prea mult amari și prieteni sau adversari, da. Vorbesc cu tine speranță, unii te așteaptă o viață, nu pui deloc în balanță. Nu trebuie să fii foarte deștept să știi că viața nu-i corectă. Trebuie să fii prost să crezi că viața e perfectă. Dar nu mai e timp de vorbe goale. Sunt curios cât au plătit să mă omoare. Simt că banii ne fac rău. Ok, nu mă așteptam la erozie pe piesă. Simt că banii ne fac răi. Simt că banii ne fac rău. Simt că banii ne fac răi. Simt că banii ne fac. Părinții fanului tău muncesc fără oprire. Ar face orice ca fiul lor să simtă fericire. Așa că i-au cumpărabile la show și un tricou cu tine. Au făcut un efort deși nu le merge bine. Tu ți-ai primit cash-ul, nu îți pasă de altul. Pui un story în care spui săracilor, uitați de-ancul. Fanul tău te-a dat exemplu, trage pena, îți vinde căcaturi. Dar tu nici nu iei droguri și ai toți banii de la tactul. Cumpăr atât de haine de parcă acolo-i răspunsul. Am o inimă pe trincă, doar că tot nu-mi simt pulsul. Au fost multe neajunsuri. De asta îmi e greu să nu mă țin după impulsuri. Mă tem să nu mă schimbe banii. Să nu fiu condus de ego în timp ce conduc un Ferrari. Trebuie să mă controlez, vreau totul fără motiv. Îmi sătura să fiu un exemplu negativ. Simt că banii ne fac rău. Mare ai fost în șer. Simt că banii ne fac răi. Simt că banii ne fac rău. Simt că banii ne fac răi. Hai, acum trebuie să intre. Simt că banii ne fac. Pot banii atunci să distorsioneze realitatea? Da. Pot banii să fie mai puternici decât caracterul? Da. Pentru că foarte mulți oameni ajung să creadă că tot caracterul lor e în bani. Și că asta reprezintă caracterul lor și puterea lor și calitatea lor ca oameni. Consideră că dacă au bani, au totul. Iar tu acum, obiectiv vorbind, crezi despre tine mai mult că ești o persoană cu încredere în sine, puternică? Chiar vreau asta. Asumare de responsabilitate? Puteți, da. Control mai bun al impulsurilor? 100%. Și maturizare emoțională? Da. Procesul ăsta o să se încheie sau o să fie complet în momentul în care Ștefan și Oscar se vor suprapune. Imaginea lui Ștefan se va suprapune peste imaginea lui Oscar. Iar din astea două o să iasă persoana extraordinară care ești tu. Ok. Ok, aici au cuvinte grele. Aici la final. Deci, mai rău de n-are niciun sens pe ăsta, pe piesă, doar l-a adus ca să fie de nume, pe bune. Doar cântă refrenul care pare, care nici măcar nu e refren. Deci nu mi se pare chiar refren. Trebuie să-i dai și tu lui strofă. Ok, overall, albumul ăsta nu mi se pare, cum să zic. Nu trebuie să pare genul de album din România, gen. Chiar sună astate și sună un album matur. Oricum, Oscar știm deja că e un artist matur și chiar este un artist matur și albumul ăsta a demonstrat că e și mai matur. Sunt genul de piese pe care eu nu le-aș asculta, într-adevăr, dar o să observ că este un album calitativ, un album lucrat și un album matur. Mă repet din nou, matur, să vedeți că e foarte matur. Și un album inovativ, adică multe versuri din multe domenii, nu prea, versuri deep, asta s-a axat. Un album liric, mult prea liric, pentru gusturile mele. Cea mai bună piesă ar fi Rămân Focuța, datorită lui Angel, care nu mă așteptam să dea așa bine pe stilul ăsta, care, wow, bravo, știu, Oscar mi s-a părut că a rupt cel mai bine pe Rămân Focuțat. Bine, poate nu chiar cel mai bine, dar acolo up. Cea mai slabă, sincer, nu știu dacă chiar aș găsi una slabă. E, după cum a zis, nu-i genul meu, dar nu cred că aș putea să găsesc una slabă aici. Poate Vulnerabil, nu prea a adus nimic special.
Parcă, sau chiar niciuna, nu. Nu prea am găsit o piesă proastă pe acest album, ok? Sau, da, vă lăsăm vulnerabil, vulnerabil, o să zic momentan după prima ascultare, care ar fi cea mai slabă. Păi ziceți și voi neapărat opinia voastră în comentarii. Îmi cer scuze dacă nu e reacția care vă doreați. Cei care sunteți fanul Oscar bănuiesc că este un album foarte reușit. Dacă și mie mi s-a părut un album muncit, care nu sunt fan, deci, ok. Păi eu am fost Robert și ne vedem data viitoare.